Bine ați revenit la Mobilissimo, acesta este iPhone 5S și a venit marele moment al review-ului său. După cum știți, am primit telefonul de la pccommerce.ro, care vinde acest handset la prețul de 4.966 de lei. Telefonul s-a lansat pe 10 septembrie, a fost anunțat de Apple pe 10 septembrie, a ajuns în magazinele din SUA și alte câteva țări pe 20 septembrie și a ajuns în România câteva zile la pccommerce.ro, preț de 4.966 de lei. Noi avem versiunea Space Gray, există și o versiune aurie și una combinație de argintiu cu alb. Hai să ne ocupăm întâi de design. Observați combinația obișnuită de aluminiu cu sticlă, un design 100% ca la iPhone 5, cel puțin la capitolul grosime, măsoară 7,6 mm, cântărește 112 grame, are aceleași dimensiuni ca și iPhone 5. Singura diferență notabilă este acest blitz dual LED din spate, plus butonul Home ceva mai adâncit și cu un inel de jur împrejur pentru a integra acel senzor biometric despre care am auzit atât de multe lucruri. Evident, avem un ecran de 4 inch în zona frontală și avem acel feeling plăcut de aluminiu rece în partea din spate. Telefonul este foarte ușor de folosit cu o singură mână, după cum vedeți. Foarte, foarte ușor de utilizat cu o singură mână, iar butonul Home dă o ușoară senzație de fragilitate, dacă mă întrebați pe mine, cu acest nou setup care implică un scanner pentru amprente. Telefonul este predispus la zgârieturi, ca de obicei pentru un handset cu carcasă din aluminiu. El este compact, este ușor de purtat în buzunar, în poșetă și hai să analizăm laturile. În partea superioară avem butonul on-off, ușor de apăsat, zona inferioară portul Lightning, difuzoarele, un microfon și jack-ul audio. Lateral găsim butoanele de volum și butonul mute, în cealaltă parte slotul nano SIM. În zona frontală avem earpiece-ul și camera frontală plus un microfon integrat în partea superioară, butonul home despre care am vorbit, în spate cameră de 8 megapixel, blitz dual LED, microfon între ele, logo Apple și ați observat și voi 3 microfoane pe acest device. Design premium, dar fără o evoluție însemnată față de iPhone 5. Aceleași dimensiuni, același design, foarte ușor de confundat dacă nu ne uităm la blitzul din spate. Trecem la secțiunea hardware, unde găsim la interiorul acestui device un procesor Apple A7, un dual core la 1,3 GHz. Este un procesor cu arhitectură pe 64-bit, core-uri Cyclone, iar acest procesor se pare că ar fi produs de către Samsung pe baza procesului de 28 de nanometri. Ca GPU avem un PowerVR G6430, un quad-core din seria 6 cu suport OpenGL 3.0 și DirectX 10. La capitolul RAM avem la dispoziție 1 GB LPDDR3, iar ecranul este un IPS LCD cu iluminare LED, diagonală de 4 inch și rezoluție de 640x1136 pixeli, ca și la iPhone 5. În rest, pot să spun că avem protecție Gorilla Glass la acest ecran, protecție oleofobică și că handsetul vine în versiuni de 16, 32 sau 64 de giga de memorie internă. Pe zona de conectivitate ni se pune la dispoziție GPRS, Edge, HSDPA cu viteze de 42 de mega pe secundă, 4G LTE, Wi-Fi dual band și Bluetooth 4.0. În spate avem o cameră de 8 megapixeli cu blitz dual LED, în față o cameră de 1,2 megapixeli. Alte dotări includ accelerometru, giroscop, senzor de proximitate, busolă, GPS, GLONASS și acel faimos coprocesor M7. Este un coprocesor pentru mișcare, el primește date de la accelerometru, de la giroscop și busolă cu privire la orientarea și poziția handsetului. Apoi vine sistemul Touch ID, sistemul de autentificare biometrică pe bază de amprentă, care tocmai am deblocat telefonul. El măsoară 170 de microni în grosime și realizează capturile ale amprentei de 500 ppi. Este un senzor capacitiv pentru amprente și este acoperit cu un strat din cristal de safir. Datele sunt stocate pe o memorie specială, într-o siguranță deosebită, în cadrul sistemului System on Chip Apple A7. Avem și în zona de setări câteva opțiuni speciale pentru scannerul de amprente. Iată passcode în fingerprint, aici găsim tot ce trebuie, iată amprentele stocate în memorie, ne identificăm în iTunes și App Store și deblocăm device-ul, cam atât despre amprente.
Vorbim și puțin și despre baterie, pentru asta avem câteva screenshot-uri interesante. Aflați că bateria este o unitate litiu-polimer de 1560 mAh, iPhone 5 avea o unitate de 1440 mAh. Pe hârtie, bateria asigură 250 de ore de standby, 10 ore de convorbiri sau 10 ore de browsing 3G. Ei bine, la testele noastre, care au implicat playback-ul video al unui clip YouTube, celebrul Nyan Cat are 10 ore, iată aici, după 7 ore și 48 minute de playback, aveam 38% din baterie rămasă. Ca să epuizăm toată bateria, a fost nevoie de 11 ore de playback HD pe YouTube cu luminozitate la 50%. Deci 11 ore, eu zic că este un rezultat foarte bun. Cu o utilizare intensă a telefonului, adică Facebook tot timpul, apeluri, stat pe YouTube, atingeți cam 8 ore. Sau dacă vreți să vă jucați într-una, ei bine, noi ne-am jucat 4 ore de Infinity Blade 3 și s-a epuizat bateria. Aceeași baterie se încarcă în 2 ore. De obicei, veți prinde cam o zi de funcționare, iar la finalul zilei, seara, vă veți trezi că mai aveți cam 10-20% din baterie rămas disponibil. Pot spune că bateria lui iPhone 5S este destul de bună, mai ales că, după cum am spus, am prins 11 ore de playback video continuu. Iată-ne cu partea a doua a review-ului lui iPhone 5S. Discutăm despre capacitatea audio, video, cameră și alte câteva aspecte. Începem cu audio și pentru asta folosim SoundCloud. Vom căuta o melodie interesantă, un drum and bass. Iată și melodia gratuită. Difuzoarele. Căștile. Ok, ați prins ideea, acum să trageți câteva concluzii. Căștile AirPods sunt identice cu cele care vin la pachet cu iPhone 5, aceeași formă, stau foarte bine în ureche datorită formei, au un bas fantastic, sunt peste căștile Beats Audio, dacă mă întrebați pe mine, foarte comode, volum foarte ridicat, dacă tot vorbim de volum, și aceste difuzoare au volumul ridicat, dar nu peste HTC One, evident. Îmi place claritatea, îmi place faptul că vocea este foarte caldă și la iPhone 5, acum un an, reproșeam că vibrează partea de jos când ascultăm muzică, e bine, nu mai avem nicio problemă cu iPhone 5S la acest capitol. Deci, voce clară, bas foarte bun, experiența audio foarte bună, avem și un nou player muzical, hai să dăm volumul la minim pentru a nu avea probleme de copyright, am cumpărat și o melodie a lui Deadmau5, cam așa arată noul player muzical de pe acest device, putem folosi opțiuni ca shuffle sau repeat, avem playlist-ul aici, album. Iată, artiști, muzică, melodii, așa putem organiza muzica și așa arată noul player din iOS 7. Revenim la el ceva mai încolo. O noutate în iOS 7 era și iTunes Radio, dar din câte știu nu este disponibil în România, deci nu ne ajută cu mare lucru. Pe total, experiența audio este aceeași ca la iPhone 5 și hai să discutăm puțin despre experiența video acum. Avem un ecran de 4 inci, Retina 16:9, IPS LCD, cu rezoluție de 1136x640. Vedem și un trailer cu Keanu Reeves și un nou film pe acest ecran de 4 inci. Este același ecran ca la iPhone 5. Avem o acuratețe foarte bună a culorii. Banished from our land.
unghiuri bune de vizualizare. Observați, nu se pierde nimic din detaliu, chiar dacă ne uităm la un unghi mai larg. Culori realiste, nu suferă de suprasaturare. Culorile pot spune că sar în ochi, avem un panou al ecranului foarte subțire, de aceea este acel efect de culori care sar în ochi. Ok, și acum câteva cifre, câteva date tehnice. Acest telefon, acest ecran al lui iPhone 5S atinge 420 de unități lux pe alb, în vreme ce HTC One atinge 500 de unități lux, iar Galaxy S4 doar 206 unități lux. Pe negru atingem 0 unități lux și acest este excelent, iar la microscop am văzut că acest ecran are pixel de tip Stripe RGB. Și contrastul acestui ecran este foarte bun. Am rămas surprins să văd că acest ecran se comportă bine chiar și în bătaia soarelui atunci când făceam poze cu el în parc. Și acum hai să discutăm despre unul dintre cele mai interesante aspecte ale acestui telefon. Camera de 8 megapixeli. Ea are un senzor de 1x3 inch și hai să vedem cum arată și interfața sa. Folosim acest castel, am pornit camera, focalizăm și facem o fotografie. Observați rapiditatea care se realizează fotografiile. Mărimea pixelilor acestei camere este de 1,5 microni, HTC One are mărime de 2 microni, lungimea focală este de 4,12 mm, iar deschiderea este f2.2. Pozele au o rezoluție de 3264x2448. Și așa arată una din fotografiile făcute mai devreme. Observați nivelul de detalii. Revenim la captură. Aflați că acest terminal vine fără stabilizare optică, ci are stabilizare electronică și realizează o captură foarte, foarte rapidă. Este capabil de captură burst, rafală. Frecvența este de 10 fps și hai să vă arăt cum arată rezultatul unei capturi în rafală realizat în parc. Iată o serie de fotografii. Avem foarte multe fotografii să vă arătăm. Rețineți acest aspect. Și hai să căutăm captura în rafală. Observați marcajul HDR pentru pozele respective. Iată, burst shot și ni se oferă opțiunea de a alege pozele favorite, opțiune utilă atunci când vreți să alegeți zâmbetele unei persoane. Iată cum arată captura rafală cu un carusel care se învârte. Ok, acum că am terminat cu această modalitate de captură, să vorbim puțin și despre blitzul din spate. Este un blitz dual LED, True Tone Flash, sunt două LED-uri cu culori diferite, una caldă și una rece. Rezultatul este o serie de fotografii care au culori naturale, chiar dacă sunt făcute la interior sau sunt făcute noaptea. Astfel, o să vă arăt o serie de imagini realizate pe întuneric într-o cameră noaptea cu o serie de machete de jucării și toate pozele sunt realizate folosind blitzul. Observați detaliile acestei fotografii. Blitzul oferă culori ceva mai naturale, din câte am înțeles, efectul său se vede cel mai bine asupra culorii pielii unei persoane fotografiate. Deci culoarea pielii va fi mai naturală decât până acum. Știți și voi cum arăta o persoană fotografiată cu telefonul? Pielea avea o culoare ciudată? Ei bine, cu acest nou blitz, cu asta se laudă Apple, culorile sunt ceva mai naturale. Încă o dată, toate aceste poze sunt făcute cu blitzul. Ok, acum că am terminat cu aceste machete, revenim la interfața camerei pentru a o diseca. Ați văzut și în unboxing, nu sunt cel mai mare fan al modului în care arată această interfață și acest lucru pentru că opțiunile sunt scrise în portrait, în vreme ce ținem camera în landscape, poate sunt eu prea pretențios, dar nu-mi place acest aspect. Opțiunile camerei sunt simple, trecerea la camera frontală, opțiunea HDR on sau off, plus blitzul auto on sau off. Și avem și celelalte opțiuni, avem slow motion, funcție care îmi place foarte mult, la 120 de fps, captura video normală, captura foto normală, square, panorama și avem și o zonă de efecte, noir, chrome, instant, none, transfer, tonal, mono, fade, none, înseamnă să revenim la normal. Nu pot să spun că sunt foarte impresionat nici de aceste
efecte. Interfața este minimalistă, poate aș fi dorit ceva mai multe efecte, în mod clar este sub Xperia 10 și Galaxy S4 la capitolul efecte și cantitate de opțiuni. Hai să vedem cum arată și HDR-ul în acțiune. Avem la un moment dat un cal roz pe aici pe undeva. Iată o fotografie cu un cal roz și iată și varianta HDR, versiune fără HDR. Și versiune cu HDR. Stă ceva mai bine la capitolul iluminare. Cam asta face HDR-ul în cazul acesta. Este un HDR destul de reușit, dar în ziua de azi cam toate telefoanele vin cu această funcție și se descurcă bine cu ea. Acest telefon tinde să ardă totuși pozele, nu există un trandafir care să arate așa în viața reală. Și iată și HDR-ul, încercând să mai corecteze din arsură, poză fără HDR, poză cu HDR. L-a albit ceva mai mult, l-a făcut și mai nenatural, deci nu pot să spun că această cameră nu are și ceva rateuri. După cum am spus, tinde să ardă anumite culori, nu exagerează cu suprasaturarea, nu are probleme la acest capitol, culorile sunt naturale, dar la un subiect, precum un trandafir expus la soare, pare a da greș. Funcția mea preferată este de departe slow motion, ați văzut și pe YouTube un mic clip, iată, e vorba despre o pisică pe balcon care sare la un porumbel în slow motion. Și acum așteptăm saltul. Clipurile slow motion sunt realizate la 120 fps în HD și avem unul foarte interesant cu niște cai ai poliției, mergând prin herăstrău. Observați că puteți regla voi ce zonă să fie slow motion într-un anumit clip. Observați cum se aud copitele cu încetinitorul și sunetul este redat cu încetinitorul, nu doar clipul. Această opțiune este utilă dacă filmați un skater sau o cursă sau ceva spectaculos. Alegeți voi zona care să fie expusă slow motion-ului cu acest meter din acea zonă. Probabil cea mai atractivă funcție a camerei este acest slow motion. Apoi avem opțiunea panorama. Am realizat și câteva panorame. Iată cum arată. Destul de standard, dacă pot să zic așa. Avantajul este că se realizează foarte rapid și față de modele rivale și față de iPhone 5. Se mișcă foarte rapid la panoramare. De obicei, dura foarte mult să realizați fotografie de acest gen. Clipurile video se realizează în Full HD și hai să vedem unul fără slow motion, fără efecte, un clip video standard. Full HD, MP4, 30 de fps, bitrate 16,4 mega pe secundă. Această cameră vine cu o creștere a sensibilității la lumină de 33%. Și filmările arată destul de bine. Lucrurile stau puțin mai diferit noaptea. Iată o mostră nocturnă. O găsiți și pe YouTube, pe canalul Mobilissimo. Observați că sursele de lumină sunt estompate. Asta puțin și HTC One Mini. Claritatea este bună, dar totuși parcă am așteptat la ceva mai mult. Și o mică dezamăgire o reprezintă și fotografiile făcute noaptea. Nu am fost deloc impresionat, mai ales că este o cantitate de noise foarte, foarte mare. Iată, fotografie nocturnă. Cu blitz, fără blitz, cu HDR. Efectul HDR-ului este clar. Și totuși, acesta este un iPhone și iată cât noise avem aici în fotografie nocturnă. Trebuie să recunosc că mă așteptam la ceva mai mult de la captura nocturnă. Este sub HTC One, evident, la captura nocturnă. Ce îmi place în schimb este că atunci când dăm zoom într-un clip video, calitatea este foarte bună. Vedeți asta imediat la o anumită statuie din acest clip. Blitzul este foarte puternic. Nu în acest caz, dar rețineți, blitzul acestui device este puternic. De aceea au ieșit atât de bine acele machete de jucării de la începutul analizei foto.
trage câteva concluzii despre cameră. Este dezamăgitoare noaptea sub HTC One, dar per total camera se bate de la egal cu cea a lui Samsung Galaxy S4 și e mult peste cea a lui Sony Xperia Z. Hai să ne ocupăm și de benchmark-uri. Am observat că ne-ați spus și pe YouTube că vreți neapărat să vedeți cum stă acest device în benchmark-uri. Am realizat câteva, printre care și 3D Mark. Interesant este că 3D Mark în benchmark-ul standard Ice Storm a depășit nivelul standard maxim, așa că trebuie să facem Ice Storm Extreme, unde am obținut 9091 de puncte, și apoi Ice Storm Unlimited, unde am obținut 13000 de puncte. Aceste teste sunt destinate terminalelor foarte puternice. Observați 13702 puncte, asta în vreme ce HTC One obține 10000, iar Galaxy S4 9900, și asta în testul normal și nu Unlimited. Trecem mai departe, sărim direct la Browser Mark 2.0, un scor enorm. Cam toate terminalele care mi-au trecut prin mână atingeau maxim 2400, iPhone 5S atinge 3578, depășește cu 1000 HTC One și Galaxy S4. Avem și Geekbench 3. Ei bine, în Geekbench 3 lucrurile sunt ceva mai complicate, avem un test single core și unul multicore. În cel single core am obținut cu iPhone 5S 1410 puncte, iPhone 5 obținea în acest test 700 de puncte, deci am dublat scorul, HTC One obține 591, iar Galaxy S4 667. În testul multicore, 2563 de puncte, asta în vreme ce iPhone 5 obține 1300, HTC One 1500, Galaxy S4 1800. Apoi avem, să vedem ce test mai avem, GFX Bench, testul off-screen, primul, 25 de FPS, obține iPhone 5S, iPhone 5 obține 6,8 FPS, HTC One obține 15 FPS, Galaxy S4 tot 15 FPS. Apoi trecem la Sun Spider, în acest benchmark, mai puțin înseamnă mai bine, 473,2 MS, iPhone 5 obținea 700, HTC One 1100, Galaxy S4 1200, cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Deci, încă o dată, rezultate impresionante. Și un ultim test, un test de putere de calcul. Este vorba despre Leanpack. În Leanpack obținem un număr de mFlop pe secundă de 973, în vreme ce Galaxy S4 obține 788 și HTC One 646. Ați văzut, am depășit și iPhone 5 și rivalii high-end Android cu scoruri destul de mari, deci iPhone 5S este foarte performant. Ne ocupăm acum de temperatură. Ok, iată ce temperatură are acest telefon după 15 minute de playback video pe YouTube, 31 de grade Celsius cu termometrul, după 15 minute de Infinity Blade 3, ajungem chiar și la 37 de grade. Este ok pentru un telefon cu carcasă din aluminiu, nu pot să spun că se încinge prea tare. Veți simți căldura în această zonă, dar nu este o căldură exagerată, nu se încinge foarte rău. M-ați văzut folosind Touch ID mai devreme, el este sistemul de deblocare biometrică a acestui telefon, puteți să cumpărați aplicația autentificându-vă, astfel cumpărați melodii, deblocați telefonul, este un senzor de amprente capacitiv, acoperit cu cristal de safir, ați văzut și opțiunile sare deja, el este rapid și eficient, la început durează ceva mai mult până memorați amprenta prima oară, va trebui să faceți de multe ori așa, să puneți și să ridicați degetul de multe ori până se formează o hartă detaliată a amprentei. Și acum intrăm în zona dialerului, un dialer foarte urât, dar aflați că la acest device se întâmplă ceva foarte interesant. Acum am 3 bule din 5 la semnalul Vodafone. Dacă aș începe o convorbire, dacă aș suna pe cineva, ar crește brusc semnalul la 4 sau 5. Practic s-ar mobiliza telefonul în acel moment și când primezi mesaje la fel, crește semnalul când folosiți conexiunea. Am vorbit cu cineva și la aeroport, calitatea convorbirii a fost foarte bună, nu se auzeau avioanele în jur, ca să vedeți ce fac cele 3 microfoane, microfon sus, microfon jos, microfon în spate, 3 microfoane pentru o anulare a zgomotului de fond perfectă. Și încă o dată un dialer urât, dar revenim la asta în partea a treia, în care se va afla review-ul lui iOS 7. Am ajuns la acea parte a review-ului în care ne ocupăm de iOS 7 și printre schimbările aduse la acest sistem de operare este multitasking-ul, dublu tap pe butonul Home și acces în zona de multitasking, observați toate aplicațiile deschise simultan, le vedem sub formă de preview-uri thumbnail și le închidem cu un simplu swipe în sus,
totul se întâmplă foarte rapid și fără probleme. iOS 7 a sosit pentru terminalele compatibile pe 18 septembrie și e preinstalat pe iPhone 5S, evident. El aduce o schimbare totală de look, observați, iconuri mai colorate, un design plat, deci mai puțină grafică 3D în această interfață, avem și noi tranziții, noi efecte de transparență și avem și noi sonerii, printre altele, și noi iconuri. Iată cum sună acest telefon cu noua sonerie default. Acesta este doar una din multiplele schimbări pe care le aduce acest OS. O altă schimbare este Control Center. Acesta vă permite să accesați rapid toggle-urile cu un swipe de jos în sus. Avem toggle-uri pentru conectivitate, Wi-Fi, Bluetooth, pentru rotirea imaginii de pe ecran, mod airplane, luminozitate, playerul audio, funcție lanternă, cronometru, calculator și cameră. Observați și un shortcut pentru airdrop. Putem să accesăm această funcție și din lock screen. În rest, mai trebuie menționat și faptul că iOS 7 aduce și AirDrop, iar Siri primește o voce masculină și câteva surse noi, precum Bing, Wikipedia și Twitter. Spre exemplu, hai să activăm Siri, ținând apăsat butonul Home. Tweets about iPhone. Iată ce zice Twitter-ul despre iPhone. iPhone on Wikipedia. Check my voicemail. You don't have any voicemail. Și alte lucruri pe care putem face folosind Siri, remindere, e-mail-uri, weather, notes și multe, multe altele. Siri a ieșit din beta, până acum el avea acea emblemă de funcție aplicației în fază beta. O altă evoluție este cea a browserului Safari și hai să intrăm pe mobilissimo.ro. După cum știți, site-ul se încarcă foarte rapid, s-a încărcat instant în acest caz, pinch to zoom, fără probleme, foarte rapid. Îl vedem în portrait, îl vedem și în landscape. Avem o tastatură foarte comodă aici, deși este un ecran de doar 4 inch, putem să scriem destul de rapid pe ea. Și revenim la pagina web cu câteva aspecte ale noului Safari. Ei bine, aflați că aceste iconuri din partea inferioară nu prea îmi plac. Suntem în 2013 și le dau senzația de primele zile ale HTML-ului, dacă mă întrebați pe mine. În fine, hai să trecem la aspecte pozitive. Bara de adrese este acum și bara de căutare. În plus, mai avem la dispoziție o nouă funcție. O să observați că de data ce începeți scrollul, se va micșora bara de adrese și vor dispărea opțiunile. Iată. Astfel avem mai mult loc pe ecran să facem browsing. Observați cum se micșorează zona de sus și dispar opțiunile. Este o idee destul de bună pentru Safari. În rest, ce pot să spun este că avem taburi 3D. Mai deschidem un tab, să zicem cu Yahoo. Și mai deschidem încă unul cu Disney. Iată cum arată taburile în varianta lor 3D. Le închidem cu un mic X. Avem și un mod private pentru browsing. În rest, alte schimbări ar fi faptul că avem sharing de aici, prin mesaj, mail, Twitter sau Facebook. Mi-a plăcut o funcție aici în mod deosebit. Avem o zonă specială, shared links. Vedem ce link-uri a mai postat lumea pe Twitter și le accesăm direct din browser. Mi-a plăcut această funcție în noul Safari. Sunt schimbări și la nivel de galerie, mai mult de ordin estetic. Observați organizarea în tot felul de albume. Le putem organiza și după zone pe hartă și după an. Le putem și partaja. Iată, putem crea un stream pentru a partaja anumite conținuturi. La acel stream pot participa și alți utilizatori invitați, pot posta și fotografii sau comentarii. Apoi, iOS 7 mai aduce și funcția iTunes Radio, care din păcate e disponibilă doar în SUA. Continuăm lista de funcții a lui iOS 7 cu Notification Center. Numele spune tot, aici vedem toate notificările, fie că e vorba de calendar, bursă, program, aplicații, chestii ratate și mesaje trimise de tot felul de aplicații. Avem un panou Today, unul All și unul Missed pentru apeluri, mesaje și alte lucruri de acest gen și pe acesta îl putem accesa direct din lock screen, fără probleme. Deblocăm cu Touch ID pentru amprente și mai departe trecem la App Store, care acum are un look mai curat, mai aerisit ca oricând și totuși parcă este ușor inferior lui Google Play Store, nu știu exact să spun de ce, dar deși este mai aerisit, Play Store parcă organizează informația ceva mai bine decât acest magazin de aplicații.
Trecem și mai departe, iOS 7 aduce wallpaper-uri dinamice. Mulți spun că le-ar fi furat de la Android. Iată, wallpapers and brightness. Acesta este genul de wallpaper dinamic, câteva culori. Personal, mi-mi amintește de wallpaper-ul cu care vin telefoanele Sony Xperia și cu care vine și PlayStation 3 și PSP-ul, acest fundal cu bule. Bănuiesc că Apple are un trademark suferit de procese în acest caz. În afară de wallpaper-uri dinamice, putem face swipe pe home screen pentru a accesa o bară de căutare care va căuta pe tot telefonul. Apoi v-am spus de acel stream care permite partajarea de fotografii, comentarii cu alte persoane și le permite să posteze și lor fotografii în streamul vostru. Avem noi fonturi, observați și noile iconuri, în zona de setări o grămadă de opțiuni. Și apropo, puteți să și schimbați experiența iOS 7. Găsiți asta în zona Accessibility, iată despre ce e vorba, avem VoiceOver, Zoom, avem chiar și Invert Colors, dacă vreți o experiență psihedelică, personal mi se pare o bătaie de joc această culoare, evident este doar o opțiune în glumă, deși nu înțeleg de ce ar face Apple asta. Putem schimba și textul, putem boldui, crește contrastul, reduce mișcările. Am citit un articol azi interesant pe The Verge în care se spune că unii utilizatori au motion sickness de la această interfață. Iată tot felul de opțiuni pentru a transforma interfața lui iOS 7 pentru a o face mai plăcută. Personal îmi place mai mult iOS 6 și nu aș trece la iOS 7 decât dacă aș fi obligat. Vorbim și despre foldere, evident pentru a crea un folder, facem drag and drop, tărâm o aplicație peste alta, se creează un folder și rezultă unul precum acesta. Îi putem schimba numele, spre deosebire de celelalte iOS-uri, acum putem adăuga un număr teoretic nelimitat de aplicații, nu mai suntem limitați, nu trebuie să mai creăm 4 foldere pentru jocuri, spre exemplu. Per total, îmi este dor de iOS 6, trebuie să o spun. Este un review scurt la iOS 7 pentru că nu aduce foarte multe lucruri noi. Schimbările sunt la nivel de design, iar ele se văd cel mai bine pur și simplu privind această interfață plată care nu are iconuri 3D. Este totuși foarte rapidă, își face treaba foarte bine, face saltul de la o funcție la alta destul de rapid și fără probleme, nu pare predispusă la lag. Și asta e tot ce contează. Trecem acum la acea zona review-ului în care luăm la rând toate aplicațiile preinstalate de pe device. Avem mesageria, avem calendarul cu opțiune Today. Observați că ne este prezentată și vremea și câteva zile de naștere. Apoi avem zona foto pe care o știți deja, Weather, powered by Yahoo. Nu a ajuns încă la nivelul vremii din HTC Sense, dar ne place cum arată. Clock cu opțiune de alarmă, cronometru și ceas global. Maps, faimosul Apple Maps, controversatul Apple Maps. Puteți descărca și Google Maps, nu vă faceți probleme. Iată, ne-am și localizat aici. Și dacă vrem să căutăm London Bridge pentru a vedea o grafică 3D, dăm zoom și vedem clădirile în 3D din zona lui London Bridge. Observați și traficul în acea zonă. Îmi place această opțiune, este traficul în timp real cu blocaje. Deși mi-e greu să cred că este blocaj de trafic la această oră nocturnă. Aceasta este opțiunea flyover. Vedeți, puteți și să partajați această zonă. Și iată aici opțiune standard, hibrid și satelit. Putem ascunde traficul dacă ne încurcă. Și să vedem căutările noastre recente, bookmark-uri sau contacte. Cam atât despre Maps. Trecem mai departe la Notes, destul de ușor de explicat, scrieți o notiță, o memorați și apoi o puteți revedea. Avem și remindere, veți seta remindere pentru a vă aminti să vă treziți, să vă duceți la o întrunire sau lucruri de acest gen. Îl puteți pune pe Siri să vă seteze un reminder. Avem aplicație Stocks, evident pentru bursă, cei care joacă la bursă vor folosi acest software. Avem Game Center, este profilul vostru de gaming cu o listă de prieteni, cu jocurile pe care le-ați jucat până acum și achievement-urile deblocate, plus punctele deblocate, provocări și când vă vine rândul la un nou joc. Aici vedem punctele, jocurile, challenge-urile și prietenii, toate sub forma unei interfațe aerisite. Apoi avem Newsstand, locul unde descărcați reviste și alte publicații, împărțit în două secțiuni. Avem zona de store, în care cumpărăm revistele National Geographic, The Economist, The New Yorker, Sports Magazine, Rolling Stone Magazine, revista OK, Ciao, cam orice revistă vă puteți imagina, iată și categoriile de reviste. Și dacă vrem să citim o anumită revistă, precum The New York Times, cam așa se petrece e-readingul pe acest device, dacă pot să-i spun așa.
evident, avem și posibilitatea de a partaja conținutul unei reviste sau al unui ziar. Trecem și mai departe la iTunes Store, aici vă descărcați melodiile, găsiți câteva topuri, vreți albumele de pe primul loc, videoclipuri celebre, conținuturi featured, albume noi, albume care s-au lansat recent, iTunes Festival, reduceri și prețuri speciale și o zonă de ringtone-uri plus Genius și o zonă de download-uri plus o zonă de căutări. Apoi trecem la Passbook, locul unde vă țineți cuponele de reduceri la Starbucks, biletele la film și biletele de avion. Nu putem uita și de busolă. O calibrăm rotind terminalul până se realizează calibrarea perfectă. Și iată cum arată busola, plus o animație interesantă pentru această busolă. Părăsim aplicația, ajungem în zona de setări. Avem foarte multe setări, după cum v-am spus și mai devreme. Setări pentru Siri, setări pentru aplicații, modul care se conectează la zona de notificări, iată, setări pentru FaceTime, pentru iTunes, setări legate de amprentare, setări legate de Game Center, de Flickr, Twitter, Facebook. Foarte, foarte multe setări, după cum ne-a obișnuit Apple pe iPhone-urile sale. Și ultimele două funcții, Extras, unde găsim contactele și calculatorul, și funcția Voice Memos pentru a vă înregistra memo-uri vocale în cazul în care nu vreți să uitați ceva. Am ajuns la final de review, a venit momentul în care Mobilissimo.ro vă oferă aspectele pro și contra achiziției unui iPhone 5S. În primul rând, la aspecte pro intră în mod sigur designul, design premium, din aluminiu și sticlă, un telefon ușor, un telefon compact, un telefon care nu se încinge, ne place designul, calitatea audio excelentă datorită difuzoarelor, căști foarte comode, bas foarte bun, volum ridicat, dar nu peste HTC One. Am apreciat căștile încă o dată, ele sunt perfecte, ele se bat de la egal cu Beats Audio, ba chiar le și depășesc, ecranul este excelent la capitolul luminozitate, culori, unghiuri de vizualizare, aș fi dorit o diagonală ceva mai mare și poate o rezoluție mai bună. Apoi am apreciat captura video a acestei camere de pe acest device. Apoi mi-a plăcut foarte mult modul slow motion, ați văzut și voi, am abuzat de acel mod pe acest terminal. Mi-a plăcut și faptul că modul panorama este foarte rapid pe iPhone 5S. Calitatea audio este excelentă și la convorbiri. Am reușit să aud persoane de la aeroport fără auzi vreo interferență sau zgomot de fond. Bateria este bună, s-a îmbunătățit în special timpul de standby la acest device. Înainte iPhone-ul era celebru că dacă îl lăsați peste noapte pe noptieră, a doua zi vă veți trezi că ați pierdut, să zicem, 20%, 30% din baterie. Ei bine, au dispărut aceste probleme. Viteză excelentă, un super procesor 64-bit la interior. Jocurile merg foarte bine, benchmark-uri fantastice, ați văzut și voi ce super rezultate. Și să trecem și la aspectele contra. Ar fi prețul, în special cel inițial, cel puțin la noi în țară, dar mă aștept să scadă ceva mai încolo. Apoi mărimea ecranului, e cazul să trecem la o diagonală mai mare, nu se mai poate cu 4 inci. Deși am rămas surprins să văd cât de comodă este tastatura de pe acest device. Foarte ușor să scriem ceva. Chiar și cu o singură mână și fără să greșim prea mult. Ok, în rest ce pot să mai spun la aspecte contra, în afară de preț și mărimea ecranului, ar fi faptul că acestei camere îi lipsesc funcțiile. Ne-a învățat prost, să zic așa, ne-a învățat prost Samsung și HTC cu foarte multe funcții, foarte multe efecte și Sony Xperia Z are. Chiar și camere care nu sunt chiar atât de bune au foarte multe efecte, funcții și gimmick-uri, dacă pot să le zic așa. Performanța camerei în peisaje nocturne sau modestie luminositate scăzută a fost dezamăgitoare. Mă așteptam să fiu surprins de un rival pentru HTC One, în schimb, foarte mult noise în fotografii. Prea puține îmbunătățiri față de iPhone 5, nu cred că puteți fi cuceriți doar de o amprentă și un blitz în plus, cam asta e tot, amprentă și blitz în plus. Procesorul este sub carcasă și trebuie să vrei să-ți dai seama ce poate face, să-l pui la test, să-l forjești cu Infinity Blade. Mi-e greu să cred că se simte diferența la utilizarea de zi cu zi față de iPhone 5. Deci nu se simte o îmbunătățire mare față de iPhone 5. Apoi iOS 7, știți părerea mea despre el, prefer iOS 6 oricând, nu sunt fanul acestei interfațe plate. Mai trebuie să spun și că am găsit în sfârșit o metodă să fac acest device să aibă lag,
cum. Încercăm să urcăm un clip pe YouTube și veți găsi în sfârșit lag-ul pe care l-așteptați de atât de mult timp. Apoi bug-ul despre care tot vorbesc și despre care nimeni altcineva nu mai vorbește. În interfața camerei, opțiunile sunt scrise în portrait, în vreme ce voi țineți telefonul în landscape, și asta nu mi se pare normal pentru un telefon din 2013. Touch ID, după cum am spus, mi se pare o funcție pretențioasă și inutilă. Din cauza sa, butonul Home a fost adâncit și are o ușoară senzație de fragilitate și nu pot să spun că apreciez acest lucru. Per total, nici camera nu impresionează foarte mult, deși capturile de ziua arată destul de bine. Hai să dăm și câteva note. 9,7 pentru design. Nota 9 pentru hardware. Aici pierde puncte la capitolul cameră, dacă mă întrebați pe mine. Și sistem de operare și interfață sunt enduri, nota 8 din 10. Nota finală este de 8,9 din 10. E posibil să fie cea mai mică notă pe care am dat-o unui iPhone până acum. Nu sunt foarte impresionat de acest device, nu este un salt foarte mare față de iPhone 5, parcă a fost mai mare site-ul de la iPhone 4 la iPhone 4S, așa mi s-a părut mie. Rețineți, de la mobilissimo.ro nota 8,9 din 10 pentru iPhone 5S. Le mulțumim celor de la PC Commerce care au adus foarte rapid telefonul în țară și l-au oferit în teste. Obișnuiți-vă cu acest gest, sunt sigur că vom avea și iPad-uri în curând cu Touch ID. Cam atât de la mobilissimo.ro, la revedere!